Bună, fetelor! Bună, fetelor! Ce faceți? Sunteți bine? Ați mâncat azi? A fost bun? Și eu am mâncat. A fost destul de bun. Ok, astăzi este timpul pentru machiaj de Halloween și am făcut vampirul din nou. O variantă puțin mai diferită decât anul trecut. Mult mai simplă de realizat, mult mai ușoară, simplu am zis. Cred că mult mai adevărată, mai ce-mi imaginez eu că chiar ar arăta un vampir așa, în zorii zilei, după o vânătoare lungă toată noaptea și savurând o bucată de ceva. Urmăresc mai departe și sper că nu o să vă sperii. După cum am zis, nu o să folosim ceva corector pentru pungile de sub ochi. Dacă nu aveți, va trebui puțin să le creați cu ceva fard maro roșietic și vinițiu. Ok, pleapa vreau să fie puțin palidă, lipsită de viață. O să iau puțin corector, acesta este benefic. Oricare o să meargă, doar să fie o nuanță deschisă. Și aplic pe centrul pleapei. Am luat puțin alb și o să accentuez partea aceasta mai albă. Ok, eu sunt aproape gata, sunt ca un vampir acum, nu trebuie să-mi fac foarte multe artificii. Pentru fixare și să adăugăm efectul acela de mat, o să pudram fața. Pentru a scoate în evidență albeața tenului, o să ne conturăm sprâncenele foarte bine. Eu o să merg cu o lanță foarte închisă. Voi mergeți cu două trei lanțe mai închise decât ce aveți, culoarea voastră. Eu o să amestec un negru cu maro. Nu mergeți chiar pe negru-negru pentru că va arăta prea desen animat, prea comic. Și efectul pe care vreau să-l creez pentru sprânceane este de o sprânceană mai dreaptă, fără o arcă foarte accentuată. Aici unde am punctul ăsta foarte sus, o să-l ascund într-un fel, aplatizând sprânceană. Și nu o să fac foarte lungă. O să controlez puțin fața și vom alege o nuanță mai gri decât de obicei. De obicei folosim maro cald, foarte natural. Acum o să folosim ceva mai rece. Eu o să îmbin conturul pe care îl folosesc de obicei cu acest fard gri, foarte rece. Să-i facem foarte accentuați pentru că vrem să arătăm scăpivi și înfometați, da? Deci puțin în jos merge. În afară de pomeți o să conturăm și la temple. Și urcăm spre frunte, ca să o faci, ca să facem puțin mai suplă, mai subțire. Tot ce facem este să evidențiem contururile feței, osătura. Cu fardul alb vom scoate în evidență punctele mai mai ridicat.
spatele feței. Ok, acum la ochi o să folosim ceva mai multe farduri ca să pară ochii mai obosiți și mai nocturni. Pe linia apei o să folosesc ceva roșu. Eu o să folosesc un fard roșu. Să aplic pe linia apei, doar ca să fie un pic de efect de ochi roșii nedormiți. O să iau un creion maro fără particule scriptoare mat și o să conturez puțin de desubt aici. O să evidențiez puțin aici și poate puțin pe plapa strană. Iar acum să iau un maro cu subtonul roșietice ca acesta, un brun așa, și o să mă joc pur și simplu, o să pun foarte mult și o să estampez creionul acesta maro. Să formez umbre. Cu același maro o să fac ceva conturi și în pliu. O să-l duc până în colțul intern, cam așa. Apoi cu un maro mai deschis, de genul acesta, o să estampez conturul acesta făcut și să închid mai tare la nuanță zona ochilor. Totul trebuie să pară natural, de parcă nu am dormit. Mai mult maro aici în interior. Și accentuăm zona aceasta de aici. Dar nu foarte tare, adică nu într-un mod animatic. Cu acel brun o să accentuez aici, la nas mi se pare că denotă oboseală și nedormit. Nu știu, mi se pare că zona aceasta din jurul nasului se înrușește și închide la culoare. E sub ochi, ne trebuie în zona aceasta aici mai mult maro. Să folosesc o nuanță medie. Să pun aici în zona aceasta. Par mai mult la faza asta zombie decât a vampir. Dar iau chestia asta în comun cu nedormit și cu chestia care arată cam bolnav. Hai să facem buzele și după aia mai văd ce adaug, ce mai schimb. Păi buzele o să le fac într-un nuanță mai închisă de roșu. De fapt nu de roșu, ci de mov. O să folosesc aceste două nuanțe de sus. Ăla de sus este de la Sephora, ambele de la Sephora. Ăsta e un mov închis, numărul R24. Și o să iau cu batonul și o să mă dau. Urmărind conturul buzelor. E
Iar acum cu degetele o să expandez totul. Fac asta pentru că vreau să fie efectul de că buzele mele sunt așa, nu că mi le-am machiat. În interior o nuanță mai deschisă de mov. Iar în interior cu un creion negru să negrez zona aceasta. În jurul ochilor o să mai dau cu ceva alb negru. Și puțin deasupra. Iar în jurul buzelor o să mai dau cu foarte alb mat ca să scot în evidență buzele. Cred că pasul final este să adaug puțin sânge. Eu l-am pe acesta de la din Accessorize, dar cred că se vinde în multe locuri. Atenție să nu ingerați sângele ăsta, că nu e bine. Acesta este lucrul final. Cred că sunt acum un vampir din ăla care abia a ieșit din pădure și a mâncat o bucată de ceva. Mă simt destul de inconfortabil pentru că arăt nașpa, arăt bolnavă și îndormită, dar ăsta e scopul acestui machiaj. Vreau să vă zic că se poate face și pentru bărbați, chiar și cu o culoare închisă de ruj, gen puteți folosi negru sau un violet foarte închis. Și la ochi puteți de asemenea să folosiți roșul, culorile maronii și etc. ca să evidențiați și ungile și ochii nedormiți. Nu știu cui îi va place acest look, nu e nici sexy, nici nu știu cum. Oricum, sper că e o variantă pe care o să o aveți în vedere și că unii dintre voi o să o încercați. Acesta este look-ul, vă pup, pa, pa!